200 de copii proveniți din familii cu posibilități materiale reduse din sectorul 2 al capitalei au primit astăzi ghiozdane noi, echipate cu rechizite, prin programul social-filantropic Bucurie la început de an școlar. Proiectul este derulat în fiecare an de protopopiatul sector 2 capitală, iar de data aceasta acțiunea a avut loc la parohia Sfinții Voievozi Gherghiceanu. Cu aceeași emoție ca în prima zi de școală, copiii de la Centrul de zi Sfânta Treime, de la Cantina Sfânta Ana, precum și cei de la două școli din împrejurimi, și-au așteptat cu minți ghiozdanele în biserica parohiei Sfinții Voievozi Gherghiceanu. Înainte de a-și primi darurile, copiii s-au rugat împreună să aibă un an rodnic, cu rezultate foarte bune. Apoi reprezentanții Departamentului de Asistență Socială din cadrul protopopiatului Sector 2 Capitală, împreună cu voluntarii, au oferit copiilor ghiozdanele mult așteptate. Acțiunea social-filantropică derulată în fiecare an de protoieria Sector 2 Capitală include pe lângă oferirea de rechizite școlare și echiparea școlarilor cu articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Bucurie la început de an școlar este un proiect al protoieriei derulat de mai mulți ani și anul acesta școlar 2023-2024. Protoieria Sector 2 Capitală ajută copiii proveniți din familii cu posibilități reduse material, număr de 200 de ghiozdane echipate cu rechizite pentru copiii din Centrul de zi Sfânta Treime, de la Cantina Sfânta Ana și de la școlile 4 și 51 din sectorul 2. În aceste activități au fost implicați voluntari de la parohiile Vatra Luminoasă și Sfinții Voivozi Gherghiceanu. Trebuie menționat faptul că în această perioadă, în parohiile din protopopiat, se ajută acești copii care încep anul școlar și nu au posibilități, cu rechizite, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Preoții din protopopiat desfășoară aceste activități și pe această cale îi felicităm și pe preoții paroși și pe cei coslujitori care se implică în aceste acțiuni social-filantropice. De foarte mulți ani avem această bucurie duhovnicească de a-i avea pe copii în mijlocul bisericii. Odată cu începerea anului școlar, sunt invitații noștri în Sfânta Biserică pentru a le dărui un mic ajutor familiilor în dificultate pentru nou an pe care îl încep. Sunt oameni care au nevoie de sprijin, sunt din familii monoparentale, sunt și de la Centrul Sfânta Treime, sunt copii care sunt prezenți la fiecare slujbă în Sfânta Biserică, iar privilegiul bisericii noastre este că școala este în apropiere de Sfânta Biserică și este o legătură permanentă între școală și biserică. Ghiozdanele oferite au fost echipate cu rechizite școlare de care elevii au nevoie pe tot parcursul anului. Cu multă bucurie le-am împărțit copilașilor ghiozdane de calitate și în ele am pus rechizite școlare, începând de la stilouri, creioane, caiete, penare și, bineînțeles, tot ce au nevoie în noul an școlar. Biserica a fost și este întotdeauna alături de comunitate și așa trebuie să fie, întrucât biserica este maica spirituală a neamului nostru românesc. Ce aveți voi acolo în ghiozdan? Ce ați primit astăzi? Am primit un penar care chiar că aveam nevoie de el, niște caiete care am nevoie de ele la școală pentru că nu am caiete și dulciuri. La ce școală ești tu și în ce clasă ești? Sunt a treia, am trecut acum și sunt la școala 85. Anul trecut, cu ce ghiozdan ai mers? Unul vechi sau unul nou? Ai primit tot așa de la părintele? Am primit de la centru, dar nu mai știu de unde l-a luat sau... și încă l-am acum, din clasa a doua până acum l-am. Și acum ai primit unul nou, nu? Da. Și ești fericită? Foarte fericită. De ce ești fericită? Că ai un ghiozdan nou. De ce ești fericită? Da, am un ghiozdan nou și de-aia. Vezi pe ceilalți colegi că vin mereu cu ghiozdane noi? Sau? Da, îi văd unii vin cu ghiozdane noi. Uite că dorința ta s-a împlinit astăzi. Da, mulțumesc din toată inima că am primit și eu ghiozdan ce-mi trebuie la școală. Și chiar îmi place școala, e frumoasă. Foc. Îmi place să învăț să citesc. Tu ești fericită că ai primit astăzi un ghiozdan? Da. Ce ai găsit acolo tu? Un ghiozdan, am cărți, ghiozdan, creioane, un pix. De ce obiect ai avut tu cel mai mare nevoie? Ghiozdan nou. Ești fericit că anul acesta vei merge cu un ghiozdan nou la școală? Da. Ia să vedem, ce ai primit acolo? Niște caiete, un penar. O apă,
niște crioane și un stiro. Îmi place să mergi la școală? Da, îmi place să merg. Și materia preferată care este? Mate. Matematica? De ce îți place matematica? Că e ușor. Și la biserică mergi? Da, merg. E aproape tânăr. Ce îți place la biserică? Îmi place că ne ajută Dumnezeu și că te închine atât. Proiectul va continua și la nivelul parohiilor din Protopopiat, prin oferirea de rechizite și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.